Asta mă întristează. Că fericirea nu vreau, dar bucuria o vreau. Nu știu ce să fac. Hai să îl întrebăm pe Dumnezeu, nu? Că totuși e Dumnezeu. Alo? Bună ziua, Dumnezeu? Da, mă. Ia zi. Care-i treaba? Ce se întâmplă aici? Mă, bucuria. N-o să stea. N-are cum să stea. N-are cum să-i placă. Pentru că nu poate sta lângă nefericire. Să zicem că ăsta ar fi nefericirea. Dacă este nefericirea aici, lângă el, indiferent că sunt eu, eu sunt Dumnezeu, dar nu contez în cazul ăsta. Nu, nu, că eu n-am ce să fac. E alegerea lui. El trebuie să aleagă. Eu sunt de acord cu orice alege el. Că Dumnezeu. Eu pot tot, vreau tot, îmi place tot. Sunt ok cu tot. Eu sunt ok cu ce alege el. Eu sunt ok. De-aia și eu i-am adus fericirea lângă el. Dar când am văzut că era nefericit, ok. Atunci, că el și-a chemat-o pe nefericire lângă el, l-a chemat pe nefericire, pe nenea asta, nefericire, îl cheamă. Băi, când am văzut că l-a chemat pe ăsta repede și era acolo, îl ținea strâns, îl ținea repede, asta era căzut în nas. Pau? Foarte bine, stai acolo căzut în nas. Mă, când am văzut că ăsta și-a luat repede la braț, a luat la braț cu nefericitul, nefericirea, nenea, nefericire, i-am zis, bă, tată, facă-se voia ta. Înțelegi? Bă, tată, tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu, tu alegi. Eu îți dau ce vrei tu. Vrei nefericire? Ok. Stai, mama, acolo cu ea. Păi, dar ce-l face pe el totuși să aleagă nefericirea și să considere că toți merită fericirea, el nu. Sau ce l-ar putea face pe el să creadă, să considere că și el merită fericirea? Că e ok să se bucure de fericire. Dacă nu s-ar mai simți vinovat. Se simte vinovat, da. Adică simte că a greșit cu ceva, da. Păi și alții, ce alții n-au greșit cu nimic? Ei, bineînțeles că au greșit. Dar ăia sunt ăia. El e el. Iar el se pare că alege pentru el, că așa i-a zis, Doamne, Doamne, bă, tu ești Dumnezeu, tu alegi pentru tine. Ok, bine. Și el alege pentru el. El alege că, bă, eu pentru ce am făcut nu merit. Ăștia poate e treaba lor, ei aleg pentru ei. Ei poate consideră că merită. Și atunci treaba lor. Au dreptul. Dar eu până nu voi considera că mi-am ispășit și nu cred că voi ispăși vreodată. Păi, dar cu ce ai greșit, mă? Ce ai făcut? Și aici Dumnezeu zice, uși de ochii peste că, la naiba, n-a greșit, mă, cu nimic. N-a greșit cu nimic. E, ba da, am greșit. Am fost nedrept. Am fost nedrept.
Am fost nedrept și nici măcar știu că am fost nedrept, dar nu mi-a părut rău. Și de fapt, cel mai mult mă doare la mine faptul, nici măcar nu mă doare așa de, mă doare foarte tare faptul că am fost nedrept, dar mai tare decât faptul că am fost nedrept, mă doare că nu mi-a părut rău și nici nu-mi pare. Am încercat, îmi doresc să-mi pară rău. Chiar îmi doresc. Pentru că știu că ar trebui să-mi pară rău. În momentul când aș reuși să simt că chiar îmi pare rău că am făcut nedreptatea aceea, atunci m-aș simți eliberat. Aș simți că într-adevăr mi-am ispășit greșeala și vina și chiar aș avea dreptul la fericire și chiar aș îmbrățișa și fericirea și bucuria, tot ce vine la pachet. I-aș da un șudlu asta, aș face multe chestii. Dar nu, eu încă nu pot să simt, oricât mă chinui, oricât, nu, e doar mental. Mental îmi dau seama că ar trebui să-mi pare rău, dar mie de fapt nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău că am făcut nedreptatea aceea. Așa, deci ține de această chestie, nu? Fericirea ta ține atârnă de chestia asta, să ajungi să-ți pară rău. Neapărat. Da. Dacă nu ajungi să-ți pară rău, nu pentru nedreptatea făcută, da, să simți tu că-ți pare rău, da, nu te ierți, nu te vei considera demn să... Da, exact. Mm-hmm. Da, ai putea să te duci acum la persoana respectivă și, să zicem, dacă te duci la persoana respectivă și ei spune că îți pare rău, chiar dacă n-ai simțit tu că simți asta. Dar pur și simplu, ei spune că îți pare rău. Te-ar ajuta? Nu știu, habar n-am. Nu prea cred. Dar n-am încercat. Păi ce-ar fi să încerci? Mai avem un singur personaj? Nu mai ai pe cine să alegi? Asta să fie persoana. Bine. Asta să fie persoana față de care ai făcut o nedreptate. Da. Și te duci la ea. Tu nu simți că îți pare rău. Dar știi că ai făcut o nedreptate și că ar trebui să-ți pară rău. Da. Și ție nu-ți pare rău. Dar ai vrea să ajungi să-ți pară rău. Dar chiar și așa te duci la ea și îi zici, băi, îmi pare rău. Ia vezi ce se întâmplă. Bine. Nu pot să-i zic. De ce? Păi că... Că e aiurea, nu pot să-i zic. Dumnezeu, hai du-te tu și stai acolo lângă el și dai așa, știi, un imbold, o chestie, pam, pam, pam. Ia vezi, poți să-i dai? Să-i dai așa o chestie, așa, ca să se simtă confortabil să-i zică. Măcar să încerce, să vedem ce se întâmplă. Poate nu se întâmplă nimic, dar cine știe, poate se întâmplă. Să încerce. Ok. Bine, bine, hai că oricum.
Whatever, ce contează? Oricum nu simt că îmi pare rău. Asta e bine, hai că îi spun că îmi pare rău. Nu știu. Doar așa, să vedem ce se întâmplă. Îmi pare rău. Îți pare rău? De. Pentru ce îți pare rău? La naiba, ce fac acum? Ce zic? Zi, mă! Zi acolo! Tu joci teatru, zici că te îți imaginezi că tu acum chiar simți asta. Dacă chiar ai fi simțit că îți pare rău, ți-ar fi fost greu să-i spui de ce? Să-i explici de ce? Pentru ce îți pare rău? A, nu! Ei, păi vezi, imaginează-ți că chiar îți pare rău și fata te-a întrebat. Asta e o fată. Da? E o fată asta. Ok. Fata te-a întrebat, băi, de ce îți pare rău? Pentru ce îți pare rău? Și tu îi răspunzi. Că tu chiar, ți-e chiar îți pare rău și cu drag îi răspunzi că pentru ce? Bă, prea mult drag n-am. N-ai? Păi că nu simt, tu nu înțelegi. Ok, never mind. Tu spune acolo, te prefaci ca și când îi spui cu drag. Cu drag îi răspunde. Bine, ok. Păi e pentru că am fost nedrept. Plânge. Ea plânge și se dă înapoi. Nu. Acum și lui i-a venit să plângă. Ce faci, alo? Păi de ce plângi? Băi, știi că încep să simt ceva? Încep să simt ceva. Te rog, nu plânge. Te rog. Ia, se dă. Nu mai vezi. Ea. Ne dăm de aici. Îi dăm pe ăștia la o parte că am terminat cu ei cu toți. Așa. Și am rămas cu ăștia aici. Bucuria și fericirea. Da, să le vedem aici și bucuria și fericirea, da. Și băiatul se uită. Și începe să simt și el ca ăsta de aici, că îi pare rău. Simte așa ceva, s-o mângâie și te rog, nu plânge, te rog. Nu vreau. Nu vreau. Să întrebăm pe ea ce nu vrea. Nu, las-o în pace, las-o în pace. E acolo între ei. Recunosc că mă doare că plângi. Plânsul tău e pedeapsa mea cea mai mare. Te rog, nu plânge. Mie chiar îmi pare rău. Chiar mi-am dorit să-mi pară rău și nu credeam că o să pot. Dar acum chiar simt că-mi pare rău. Și-mi vine să râd că mă bucur
N-a simțit niciodată asta și o senzație nouă. Și îmi pare rău și că eu nu vroiam să plângi pentru că mă durea plânsul tău, că era pedeaps pentru mine. Și nu mai vroiam. Era greu de suportat. Ok. Eu n-am vrut ca plânsul meu să fie o pedeapsă. Da, știu, tocmai de-aia și era. Știam că nu de-aia plângeai. Eu nu știu ce să zic, doar că vreau să te îmbrățișez și să știi că te înțeleg și că îmi pare și mie rău. Ție de ce-ți pare rău? Că ție n-are de ce să-ți pară rău. Mă, da, îmi pare și mie rău. Îmi pare rău că n-a mers și că ți-a fost greu și că acum, la final, cumva te alegi doar cu asta, că îți pare rău. Pare rău că n-am putut să fac cumva să obții mai mult. Aș fi dorit să obții mai mult din asta. E foarte mult. E foarte mult și așa. E mai mult decât speram. Alo? Copii? Poliția? Da, doamne, doamne. Acum să înțeleg că sunteți bine? V-ați zis părerile de rău? V-ați îmbrățișat, pupat? Stai că încă nu ne-am îmbrățișat și pupat. Ok. Gata, asta nu? Ei, mai avem puțin, stai. Ok. Și deci totul e bine, acum poate să vină fericirea, că fericirea și bucuria, ele stau aici. Astea dau petrecere deja, sunt, oh my god, să desfacem șampania, tarara, haide când începe petrecerea odată, haide că abia așteptam, abia așteptam să înceapă petrecerea aia odată. Ok. Deci poate să vină astea, că m-au nebunit la cap, sunt disperat aici, m-au nebunit. Vor să vină să stea aici cu băiatul, să în sfârșit, că ele vreau aici cu băiatul și da, vor pe băiatul ăsta. Da, pot să vină. Da, chiar pot să vină. Oh, mulțumesc că dați petrecerea pentru mine. Pot să o iau și pe iubita mea? Oh, opa! Păi parcă iubita ta era alta. Poftim? Asta e ce crezi tu despre ea? Absolut. Oh my god. Oh my god, eu sunt god. Și aici toți râdeau.
my God, God just said, oh my God. Aici râde și ăsta. Și ce face? Zâmbește? Da, zâmbește, e foarte fericit, așa, relaxat, oh my God, oh my God! I-a venit inima la loc, fiu, își dă moțul de pe față. Wow! Păi și deci ce face? Ce, cum, ce se întâmplă acum? Rămâi cu iubita ta? Păi, nu știu, da. Hai să ne bucurăm, să ne distrăm, să fim fericiți, să dăm petrecere. Și acum fericirea poate să vină. O primești, nu? E... Da, clar că da. Clar. Și tu? Da, și eu. Mă, ce tare a fost faza. Adică să înțeleg că nu e musai să fie cu tine fericirea. Da, din punctul meu de vedere, da, nu e musai. Nu știu din punctul lui de vedere. Eu mi-aș dori să împart fericirea, să o pun așa între noi doi. Să ne bucurăm amândoi de ea, cu bucurie, așa. Să fim așa un... Pătrat. Fericire, bucurie și noi. Dar na, nu știu. Cert e că mă simt liniștit în privința ta. Și eu mă simt liniștit în privința ta. Păi atunci, na. Doamne, doamne, hai, binecuvântează acest pătrat, binecuvântează-i pe toți, să le fie bine tuturor și acum îți dai voie să fii fericit și bucuros și fericit, pe cât se poate, da, e ok. Chiar mă simt eliberat. Yay! Yuhu! Acum parcă nu mai e așa de trist, parcă zi iubește puțin. Yay! Ce părere! Sper că v-a plăcut povestea mea. Mamă, cât de 56 de minute? O oră a durat povestea mea.